pentru sau nici observații la PNR-ul României. A fost o prezentare făcută de Ministrul Finanțelor, am avut o intervenție foarte scurtă și gata. Tot ceea ce ținea de Comisia Europeană a fost făcut, acum este pe umerii noștri. Urmează implementarea PNRR și ar trebui ca în decembrie să avem primii bani din PNRR. Bineînțeles, vom vedea acum, ordonanța este deja dată, trebuie să dăm HG, dar acum este la noi, s-a terminat tot ceea ce ținea de Comisia Europeană. Se poate face de un guvern interimar sau e nevoie de un guvern plin pentru următoarele acte normative ale executivului? Unele acte se pot face în Parlamentul României, dacă nu o să avem guvern, avem proiectul de lege, deci nu este nicio problemă. Deci dar avem deja o ordonanță. Nu aveți speranțe prea mari că o să avem un guvern curând? Ar trebui să avem un guvern săptămâna viitoare. Ar accepta PNL un guvern tehnocrat condus de Nicolae Ciucă? Nu a fost făcută această propunere. Toate sunt scenarii. Nicio discuție. Eu nu știu dacă domnul Nicolae Ciucă, atunci când a discutat cu cei de la PSD, acest scenariu a fost pus pe masă, pentru că nu a venit la noi. Nici din discuție cu cei de la USR nu știu dacă a fost discutat. Noi avem un mandat care nu s-a schimbat până acum, pentru că n-am avut motive să-l schimbăm. Dacă aveam motive să schimbăm acel mandat, vă dați seama că mergea. La mine veți decide această flexibilizare a mandatului, știm că aveți o ședință. Vom avea discuții astăzi în partid și vedem mâine ce ședință avem, ce se întâmplă. Ar trebui să discutăm și lista de miniștri. Sunt două. Ar trebui să fie un BEX și un DPN mâine. Ceea ce ne întrebăm în acest moment este că e diferent de guvern dacă este unul interimar PNL? Sau... Dacă este un guvern... Indiferent dacă avem un guvern plin sau unul interimar, nu vor probleme cu banii pe PNRR anul acesta cel puțin? Nu ar trebui să fie. N-am uitat, am luat în calcul și această variantă, deși este foarte scăzută să nu avem un guvern. Și avem în Parlament, am discutat, putem să avem un proiect de lege care sunt siguranță că va trece. Cu președintele PSD ați mai vorbit la telefon? Eu nu vorbesc, a vorbit domnul Nicolae Ciucă, cred că a vorbit. Credeți că săptămâna viitoare o să avem un guvern? Practic, la cine vă gândiți mai exact, ca să înțelegem și noi? Păi ar trebui să fie votul săptămâna viitoare, după ce se depune lista miniștrilor și tot săptămâna viitoare să fie votul. Dar nu neapărat să pleacă domnul Ciucă? Ar putea continua negocierile și după ce se depune lista de până în ultimul moment. Până în ultimul moment. Care e relația noastră cu domnul Ciucă? Eu l-am propus pe domnul. Vorbim de... Să știți că în aceste zile am stat în fiecare zi multe, multe ore împreună. Am văzut că va fi cu șeful statului și cum credeți că va primi ideea de revenire a USR la guvernare în condițiile în care președintele i-a numit pe acești acrizatori și responsabili? Primul, nu știu dacă o să avem o discuție cu președintele României astăzi. Aceste întâlniri întotdeauna sunt domnul președintele cere, deci nu știu dacă o să avem această întâlnire. La doilea rând, mandatul nostru nu s-a flexibilizat. Este același mandat guvern minoritar, PNL-UDMR. Bineînțeles, domnul premier desemnat Nicolae Ciucă trebuie să aibă discuții pentru a convinge partidele să ne susțină cu vot în Parlament, să susțină un guvern minoritar. Asta nu înseamnă... Nu vor susține un guvern minoritar, însă vor ca domnul Ciucă să-și depună mandatul și să renegociați cu ei această coaliție. Cât de plauzibil este? Eu aș revin la ceea ce am spus din primul moment când l-am propus pe domnul Nicolae Ciucă. Partidul Național Liberal a făcut un pas important, a arătat că înțelege importanța momentului prin care trece România. Până astăzi, până acest moment, nu am văzut niciun act de concesie din partea celor de la PSD sau de la USR. Dar ce tot spun, tot spun că de la PSD, spre exemplu? Foarte simplu. Au spus că nu vor să vină la guvernare. Foarte bine, votați acest guvern. La fel și USR, care a plecat la guvernare, votăm acest guvern. Putem să discutăm, este un guvern minoritar. Este clar că nu este un guvern care poate să stea pe termen foarte, foarte lung. Putem să revenim peste 8 luni, 9 luni, să ne uităm iarăși la situație. Dar în acest moment, mie mi este clar că doar Partidul Național Liberal înțelege importanța momentului, înțelege prin ce trece România, celelalte partide doar fac declarații și atât. Nu văd cum altfel, dacă și la PSD se schimbă opinia în fiecare zi, am văzut astăzi, vorbește guvern tehnocrat. Deci avem așa declarații. Nu vrea să intre la guvernare PSD-ul, vrea să intre la guvernare
vrea un guvern cu tehnocrați. Cine mai înțelege ceva de aici? Până acum, singurul partid care a luat o decizie fermă și a arătat că vrea să rezolve criza este Partidul Național Liberal. Pe contul de Facebook al PNL sunt publicate reclame negative la adresa USR. Dar spuneți că vreți să negociați cu USR. Nu înțelegem. Nu știu, am văzut pe contul de Facebook al USR reclame care mă atacă pe mine. Deci, nu știu la ce vă referiți. În acest moment, Partidului Național Liberal, în sensul în care PSD și USR au anunțat deja că nu vor susține un guvern minoritar, așa că veți flexibiliza acest mandat astfel încât să stați de vorbă cu ei și să stabiliți niște condiții pentru a intra la guvernare cu PSD sau USR? Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este așa. Partidul Național Liberal a arătat maturitate, responsabilitate, iar celelalte partide spun că nu e de ajuns. Tot Partidul Național Liberal să vină cu încă o soluție. Aș vrea să văd, și aici e vorba despre români. Până la urmă, dacă aceste partide înțeleg importanța momentului și înțeleg că este vorba despre români, votăm acest guvern minoritar, pentru că alte variante nu am văzut. Am văzut un guvern monocolor de la CILA USR, aici avem un guvern format din PNL, UDMR, susținut și de minorități, deci este până acum cea mai mare majoritate pe care a strâns-o, sau largă susținere pe care a putut să o strângă un partid. Mergem cu acest guvern. PSD nu a vrut la guvernare, deci nu înțeleg această discuție despre PSD. O secundă, dați-mi voie să răspund. Deci PSD nu a vrut la guvernare, nu înțeleg discuția despre PSD la guvernare când spui clar de la începutul anului că nu vrei la guvernare. Deci ceva nu este, o fractură de logică acolo. Pe partea cealaltă o să reieși de la guvernare. Nu înțeleg iarăși, acolo iarăși o fractură de logică. În acest moment, Partidul Național Liberal a făcut o concesie majoră. Președintele Partidului Național Liberal a propus o altă persoană pentru funcția de premier. Este această variantă pe masă în acest moment. Nu avem ce să discutăm alte variante în acest moment. Pe calendar, dacă ar fi să luăm așa, lista de miniștri, programul de guvernare e gata. Până mâine la BEX va fi gata sau până sâmbătă la un eventual BPN înainte să depuneți la Parlament? La ce ne așteptăm? Dacă spuneți că nu se schimbă... O să fie gata lista de miniștri până... sâmbătă. Ce portofolii vor ajunge la cei de la UDMR? Vom prezenta public în momentul când cred că astăzi vom afla exact varianta finală a acestui guvern pentru portofoliul celor de la UDMR. La un alt subiect, dacă ne putem orienta, spunea domnul Câmpeanu că pentru luna decembrie, apropo de fiscala bugetară și profit de faptul că domnul Vâlceanu este aici, un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară. Practic, ce se întâmplă cu profesorii dacă nu își vor primi bani? Să ne mai grăbim. Bineînțeles că se pot aloca resurse. Rectificarea bugetară înseamnă, de fapt, să aloci resurse dintr-o parte în alta. Se pot aloca resurse prin intermediul fondului de rezervă la dispoziția guvernului către... Deci, se pot aloca resurse, fondul se poate umple cu resurse din alte ministere, deci nu e, asta este problema. Veți vedea când va fi nevoie. Deci dacă va fi nevoie și dacă ajungem la această situație, vă spun că nimeni nu va suferi și vor fi resursele în continuare. Putem să stăm, știți foarte bine că și anul trecut bugetul a fost adoptat în februarie. Deci nu este o problemă să nu ai buget. Avem un buget care a fost făcut anul trecut, vă merge până pe 12. Sunt lucruri care se pot face, dar nu este optim. Nu este optim. De aceea e nevoie ca și PSD și USR să arate că vor cu adevărat să treacă peste această criză, nu doar să schimbe în fiecare să vină cu alte soluții. Sunt 400 de primării. Aceiași bani, exact, și pentru primării. Da. Ar trebui tot din fondul de rezervă. Bineînțeles, ne vom uita și ar trebui să știți câteva lucruri de ceea ce privește autoritățile locale. Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autoritățile locale de 3 ori, la rectificare bugetară, prin calamități și apoi prin fondul de rezervă. Nu am văzut din partea autorităților locale până în acest moment un minim efort de a reduce cheltuielile. Niciunul. Deși am avut la începutul anului această discuție cu autoritățile locale. Vedem doar că cer mai mulți bani de la buget, am înțeles că au crescut facturile, am înțeles că au crescut prețurile, dar totuși aceste primării ar trebui să colecteze mai bine, pentru că multe primării am văzut că nu colectează venituri. În același timp am văzut că nu au făcut niciun efort în a reduce cheltuielile. Deci, o secundă. L-am văzut la stat și vă răspund imediat. 1,2% din PIB cheltuieli mai mici decât anul trecut la stat. Puteți să vă uitați la execuția bugetară la 9 luni. Revenind. Ar trebui această discuție cu autoritățile locale să o facem transparent, pe față. Pot să merg, bineînțeles, la Asociația Municipiilor, să vorbim cu consilieri județeni, să vedem exact scrisorile. Eu am înțeles scrisorile, pot să le trimită, dar aș vrea să văd și fapte, pentru că până acum nu am văzut așa ceva. Bineînțeles că vom ajuta, bineînțeles că banii vor veni, dar trebuie să înțeleagă lumea că acei bani sunt bani care puteau să meargă către investiții, sunt bani care puteau să meargă către altceva și îi folosim pentru a rezolva o problemă pe termen scurt. Ar fi bine
ca toată lumea să înceapă să se uite, să vadă de unde poate să mai economisească, nu să ne uităm către bugetul stat de fiecare dată. Dar își permite guvernul să aloce acești bani extrem de mulți? Își va permite pentru că avem o execuție bugetară foarte bună. Un lucru pe care l-am făcut anul acesta foarte bine a fost să gestionăm economia. Avem o economie care anul acesta a crescut peste așteptări. La începutul anului avem o creștere economică de 4%, acum vorbim de o creștere economică de peste 7%. Și am mai reușit un lucru pe care nu l-am văzut într-o altă țară în europeană făcut. Am reușit să avem două agenții de rating să schimbe perspectiva de la negativ la stabil. În plină criză politică, în plină criză a facturilor la energie, România a reușit această performanță. Dacă nu am fi avut această performanță, nu am fi avut bani să plătim mai mulți pentru primării. La criza politică... O persoană a murit tocmai din cauza frigului. Orașul nu are, nu are căldură și apă caldă de 3 zile. Cine răspunde pentru asta, în opinia dumneavoastră? Primăria Timișoara ar trebui să vină cu explicații. Există un primar care e gestionarul situației, a fost ales. Sunt sigur că atunci când a fost ales a venit cu promisiuni și a explicat ce soluții, cu ce soluții va veni. Cred că ar trebui să vedem ce s-a întâmplat acolo, dar și bineînțeles, orice tragedie, orice astfel de tragedie, n-ar trebui să se întâmple, ar trebui răspunsul să luăm de acolo. Și imaginile pline cu morgile, le-ați văzut? Ce ați simțit când le-ați văzut? Aș reveni puțin la criza politică. Am văzut câteva imagini cu președintele Klaus Iohannis, care este într-o vizită de stat în Egipt, însă înțelegem că a făcut o vizită pe la piramide. Era momentul și locul, domnule premier, să facă președintele statului astfel de... Să știți, eu n-am avut timp să văd, nu mă uit la presă încă, n-am avut timp, am fost aici de dimineață. Vă mulțumesc mult de tot! Parlamentarii pe care